Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Callisto Protocol și cel mai probabil cred că ultimul, dacă ne ies schemele așa cum cred eu că o să ne iasă, în sensul că mai avem foarte puțin și terminăm jocul, că suntem la ultimul capitol, trebuie să ne ducem la Warden acum să facem rost de niște chestii, deci o să fie destul de interesant. Acum să vedem exact ce o să fie pe aici și am mai tot auzit de la unii pe la alții, cu toate că nu a întrebat nimeni, că finalul ar fi relativ destul de ușor de făcut, adică ce obțin lupta finală ar trebui să fie relativ ușoară, dar vedem imediat. Wow. Ah, trebuie să fie și faza asta, nu? Să vedem halucinații. Exact. Nu, trebuie să spameze mai mult treaba asta. Sincer să fiu, trebuia mai mult mult să treaba asta, că dădea un aer mult mai mișto. Yeah, should. Sperăm că sunt pregătit să trăznesc pe aici. Și putem să facem vreo treabă. Sper. Dar vedem. Ia să vedem care e ideea. Mamă, dar îți de milioane, fata mea. Mă, un sărac care arată, zice, parcă a trecut prin 7 războaie. Cruza o beznă. What the f? So, what happened back there? Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust her? Eh. Don't got a choice. Hai, bă, zic, nu cred că avem de ales aici. Same here. Oh shit. Oh, the logo's not a schmecker. This is definitely not the UJC. Then who is it? What the fuck? Oh, dar tot arată așa de futuristic și nebunii pe aici. Destul de nice. Oh, cred că e ceva important aici de... Data transfer complete. What the hell? Oh, vedem ce vede. Danny? Oh, asta e tare. Danny, where are you? Altă chestie pe care cred că trebuie să o fac mai devreme. Generația ce s-a întâmplat pe Europa. And now you're inside Danny's memories, seeing the truth of Europa. A diluted test sample released from one of our labs. A tragedy that inspired everything called is doing de aici. Jacob! Max! Let me go! Look at it! Look at it! What are you talking about? You'll see! Do you see? Oh. Jacob, what have you got there? Oh. What we got here is none of our business. Come on. Știa. Got a job to do. Știa, dude. He knew. He knew. This was our fault. Lily. Oh, fuck. Sorry. I tried to protect you. You didn't deserve that. Europa wasn't a terrorist attack. They doctored the footage to cover up what they were planning to test the black iron. And the cargo that we transported played a part in both. I could have stopped this. Deci, yeah, dude. But I didn't. You made the wrong choice. Now how are you gonna make it right? I don't fucking know, dude. Man, uite, momente de astea trebuiau mai multe, frate. Wait, unde suntem? What's wrong? Yes, you can. We're almost there. No, I
can feel it. Hear it in my head. Subtitrare, pa? Ok, pleca subtitrele. You stay here. I'm gonna come back when I get the cure. I can take care of myself. Okay. Make him pay for what he's done. Dar noi suntem de vină, bro. Și nu prea avem heal-uri. Dar rezolvăm noi aici situația asta cu heal-uri și cu tot ce mai e de rezolvat. Oh shit, man. Please make a selection. Bă, nu prea multe lucruri pe care le putem rezolva. Aș putea să iau niște resurse mai degrabă, să fiu sincer. Adică ca și upgrade-uri sunt irelevante toate pe care le mai luăm, plus că sunt toate scumpe. Un pic mai mult damage pe asta, nu zic nu. Stand by. Aia n-ar trebui să crească damage-ul, chestia aia de obicei scade damage-ul. Print finished. Ok. Arma asta e destul de bună, mi-am crezut că o să fie nașpa, dar e destul de pog. Ah, dar nu mai am ce să mai vând. Am niște skunk ammo pe care să-l vând. Ia, yeah, fuck skunk ammo. Și să facem o de-aia, o injecție, să o avem. Că... stăm nașpa. User assumes all liability for use of this print. Have a united day. Gata. Asta a fost. Ah, nu m-am uitat dacă pot să fac niște muniție, dar muniția cred că costă vreo 200 sau ceva. 120 hand cannon. Niște hand cannon n-ar suna rău, dar aș lua mai mult pentru assault rifle să avem. Excellent choice. Mulțam. E acolo să fie. Ok, gata, acum chiar nu mai avem ce să mai îl facem. Riot gun. Stai, care a doua armă de-o avem? Pistolașul. Mă umflă ca pe gâscan cu muniție, bro. Ca pe gâscan mă umflă cu muniție. E clară treaba. Așa. Full health. Am zis că poate dau unul în altul, dar n-a mers. Ok, merge așa. Mamă, dar chiar că mă umflă rău de tot. Păi și? M-am dus unde trebuie? Mamă, dar aruncat-o pe asta în lumea aia altă. Că am ratat eu o poartă sau ceva. The fuck? Și s-a făcut lumină. Foarte multă viață dată pe aici. Stai, frățioare, de unde trebuie să mă duc? Am ratat vreo ușă, cred că. Să fie atent, cum ar... A, uite-mă, gata. The greater risk is in failing to act, especially when the commonality is finally within our grasp. What the fuck? And right on time. He approaches. The survivor. Ce sunt ăștia, frate, Illuminati? Via Solitarius. Where's the Alpha? Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. Your friend. I've been watching you. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. The survivor. Via Solitarius. And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. Lee. The protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there.
our destiny. But we were not built for life in space. This fragile shell holds us back. Our alte opțiune de evoluție. Evolve if we are to survive. And now you'll all see why. Proof that my methods are worth the risk. A final contest to determine the true survival. Aoleu, ăsta? Humanity. Or my out. Well, 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 5-2-1. You're really up, thank you. At first I thought this was a curse. But then I realized it is a gift. The Warden has opened my eyes, showed me my purpose. Shit. Now, I'm gonna show you. Oh shit. E ce așa, boss fight ca atunci? Bine că am regalat bâta la maxim. Is morbing. Oh shit! Oh my god! Eww, are degete pe degete. There's always a price. What the fuck? Ăsta cum nu mai batem? O, are ceva pe cap. Shit. Stai. Ok, cum te ferești de va bine. Oh fuck, dude, dar nu văd nimica. E super beznă, nu înțeleg nimic. Trebuie să fac lupta de la început sau fac de aici? Dacă e de aici e ok. Ok, de aici. Thank you.
Ok, nu știu cum aferez de treaba aia. Aia a fost o treabă. E o leacă grăbuț, dar și ușor în același timp. Da, chiar nu știu cum te ferești asta, cred că trebuie să o încasez neapărat. Mai văd nimica. Easy. Jesus Christ. Sper că a fost easy. 4 încercări? Hai, nu ezita, dă-i. Think you've beaten us. Oh fuck. Ferris was weak. An imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. That's progress. Tu de aia porumbești tu. No, I don't think so. Please. This is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker! Ah, fuck, you fake. A valiant effort. But surely you know by now, I never lose. No.
This time you do. Wait. Nu sunt transforme, după aia sunt ceva dicta-i chestia? Păi tare ochii normali. Such a waste. All this to save one life. Don't think you've stopped us. The data gathered here will carry the protocol to the next phase. As for you... Self-destruct sequence initiated. Oh shit. Goodbye, Miss Nakamura. And Mr. Lee. I do hope you've enjoyed your stay at Black Iron. Reactor core approaching critical. What's it this way? Run! Move! Jesus! Mamă, niște momente de astea erau mișto dacă băga în, și în jocul normal. Hurry! Dus atâtea chestii faine pe care le puteau face cu jocul ăsta. Just keep going! We gotta get to the escape pods. Păi și doctorul? Almost there! Ok, e moartă, bro. Big bro, she's dead. Ai, numai de o persoană. O, dă ea pe ea. There's just one. Eram sigur că asta face. Oh shit. You don't know what you're doing. I didn't. But I do now. I can't keep running from what I've done. What are you talking about? I'm sorry. For everything. I do belong here. Don't do this. No. Jacob! Jacob! Oh, fuck. Nu mai supraviețuiește nici el. Așa, cu știe și ea. That transfer worked both ways. He learned more about me, and I learned more about him. In the chaos of the moment, I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along. Hmm. And sacrificed his life so that I could expose the truth. Hmm, cam închis finalul. Was he trying to make up for the pain he caused? Or just chasing some kind of redemption? E cam în două. Either way, I hope he found some peace. E, dacă nu l-a arată mort, e clar. Îmi place că încă mai are cheia aia cuțit. Jacob! There might be a way out after all. Reactor core temporary safety is activated. But I'm going to need your help. The fuck? Ok, deci a lăsat asta cumva ca un final deschis în caz de vor să facă Callisto Protocol 2. Probabil să numesc altfel. Faza e că jocul a devenit mișto abia la final. Asta e problema mea cea mai mare cu Callisto Protocol. A devenit mișto abia la final. Știi? Când deja parcă puii mei... Deja ai trecut prin toată măgăoaia, deja ai văzut tot ce era de văzut și aia a fost și acum nu știu. Dar, per total, sărim peste gameplay odios, cu, mă refer la combat. Gen, sărim peste faptul că jocul vrea să fie mai mult un hack and slash decât ce a fost Dead Space, că na, Dead Space n-aveai melee combat, aici e melee combat. Na, dacă cumva vor lua feedback-ul de pe jocul ăsta și vor încerca să facă lucrurile mai bine data viitoare, eu zic că ar putea să iasă ceva destul de bun. În momentul de față, pentru ce ți oferă și cât costă, nu e un deal foarte grozav. E o experiență faină, nu e experiență wow, e de nivelul Dead Space 1, de, cum zic așa, de semi-horror și vibe și toate alea, doi fiind ceva mai bun, nu mă refer acum și de cantitate sau calitate neapărat, dar ca și e aproape la, se simte ca și cum e
la fel de scuffed ca și Dead Space 1. Pentru că dacă jucați Dead Space 1 în momentul de față și după aia jucați 2 și 3, o să simțiți o diferență de la cer la pământ. Sunt niște sisteme care sunt băgate aici ca să fie testate, ca apoi în un joc viitor să fie schimbate în funcție de ce vrea marea majoritatea oamenilor. Deci, eu zic că se poate să facă ceva și cu jocul ăsta, dar oricum. Overall, ideea a fost faină. Cred că se putea trage puțin de poveste să facă și mai mișto și mai bine gândită cu niște boss fight-uri ceva mai mișto decât pur și simplu niște mobi normali. Na. Posibilitatea de a avea niște arme ceva mai diferite, nu toate să fie fix pistolașe și un singur SMG. Sau bine, shotgun sau ce fi fost și na, poate un upgrade system care chiar se simtă că e un upgrade system. Nu știu, eu am upgradat mileul ăla și tot 500 de bucăți dădeam în inamici. În fine. Overall, un joc challenging, relativ distractiv, dar o să facem mai multe discuții pe tematica asta mâine, când o să facem review pentru Callisto Protocol. Sper că v-a plăcut această serie, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!